nu, este tragi cum ar veni de și retru cu două smiley așa la... Măi, e bine, e bine. Zilei. Adică probabil că sunt unul dintre cei mai invidiați oameni din România. Faptul că mă pot trage de și returi cu, cu al meu prieten smiley. Da. Dar o facem de drag și că, cum să zic eu, chiar ne bucurăm de astfel de lucruri. V-ați apucat de filmat, România au talent deja. Știu că s-au dat niște golden buzzuri, că am văzut pe niște story-uri ceva acolo. S-au dat chiar 10. Și voi câte ați avut? Două. Da. Le-ați dat? Le-am dat. Noi acum așteptăm, se face editarea, așteptăm ca din primăvară românii să se bucure de, de show. Incredibil. Care, uite, de 14 ani, că suntem în sezonul 14, sezonul fenomen, așa-i denumit, chiar e fenomen. Îți mai aduci aminte, tu fiind un pionier, că asta am vorbit mai devreme și cu Smiley, asta vorbesc și cu tine. Îți mai aduci tu aminte când ai primit telefonul ăla de domnul Pavel, vreau să prezentați... Nu, n-a fost așa. Da, cum a fost? A fost după multe castinguri. Ideea e că Mona Segal, producătoarea, știi cum e, te încearcă prin, prin multe, adică am trecut prin niște furci caudine, am avut un dansez pentru tine, am avut niște revelioane de prezentat și după aia la un moment dat probabil că au considerat că pot fi. Într-adevăr, în clipa în care m-au chemat în Buftea să zică, măi, tu vei fi unul dintre prezentatori, am fost extrem de fericit, dar nici o clipă nu mi-am dat seama de fapt de ce fenomen o să am parte. Nimeni n-a crezut că România au talent, o să fie un astfel de fenomen. Și știai că vei fi și cu Smiley? Adică a fost una dintre... Știam. Okay. Știam că voi fi, m-a bucurat, ne-am prietenit, cred că în 2 minute și 10 secunde eram foarte bun prieten deja. Okay. Adică ne știam, ne respectam, dar nu eram prieteni, la cataramă. La cataramă, adică nu ieșeam la șpriț sau la cofetărie împreună. Acum sunteți deja rude cum ar veni. Parte. Da, da. Dar știi că băieții de obicei se împrietenesc după prima înjurătură. Da, auleu, da? Mă, du-te în... Nu, la noi n-a fost, cred că... Nu, că ăsta nu înjură. Ăsta e un om mai cu bun simț, că ăsta... Nu. Greu, cred că, dacă a scos la naiba. La doamna Irina Margareta Nistor. Ultima întrebare, domnul Pavel Bartoș, ați făcut deja și revelionul, știu? Da. Băi... Paștele, o să facem și Paștele le facem pe tata, da. Înainte. Deja acum nu mai e domnul Dan Negru care să fie un concurent serios. Îmi pare rău. Cum e că ai câștigat revelionul ăsta? Dar nu e că am câștigat, că eu nu fac, nu, jur. Am și spus de când am început să prezint de 3 ani revelionul. Da. Și se pare, uite, am avut noroc și cu audiențe mari de tot. Niciodată n-am făcut pentru audiențe, pentru că dacă începi să faci pentru audiențe, atunci vei rata din start. Nu, vrei să faci cât mai bine o emisiune, vrei să bucuri cât mai multă lume. Atâta tot. Că după aia are și audiență, ai o bucurie în plus. Te pupăm, îți mulțumim, te vedem la Vocea României, după care vizionare plăcută. Și la ProTVelion, te vedem da, și la mai teatru, și nu ești. Teatru Odeon, da. După aia vine și Ramon, partea a doua, să fie. Da. Să ne suni, venim, gata. Mersi, pa. Hai bine. Pa.